Vlăduța Lupău a câștigat la licitație tricoul fotbalistului Nimar. Artista s-a declarat un fan înrăit, face parte din lucrurile mele de valoare. Zi mare pentru Vlăduța Lupou. Interpretat de muzică populară nu își mai încape în piele de fericire, după ce a câștigat la licitație tricoul fotbalistului Nimar. Puțin știu că artista este un fan înrăit al fotbalistului așa că faptul că a reușit să strângă în brațe tricoul pe care l-a purtat Nimar a fost un motiv imens de bucurie pentru ea. Vlăduța Lupou în al nouălea cer de bucurie. Interpreta de muzică populară a reușit să cumpere, la licitație, tricoul pe care fotbalistul Nimar l-a purtat într-un meci. Artista le-a dat vestea cea mare și internauților, pe contul ei de Instagram. Vlăduța Lupou s-a afișat mândră pe rețelele de socializare, ținând în mână tricoul lui Nimar. Pentru cei care nu știau că artista este pasionată de fotbal, imaginile pe care le-a postat pe Instagram au venit ca un șoc. Ei bine, spre surprinderea tuturor, nu este prima dată când Vlăduța Lupău participă la o licitație de acest fel, deoarece pe perete, în rămat, mai are și un tricou de al lui Ronaldo. Artista le-a povestit fanilor că licitația a început pe data de 14 august și că de abia aseară tricoul a ajuns la ea. Vlăduța Lupău a recunoscut că a fost copălșită de emoții în ultimele minute ale licitației. Cu toate acestea, acum este extrem de fericită că deține tricoul, certificatul de originalitate, iar obiectul vestimentar urmează să fie și semnat, așa cum chiar artista a mărturisit. În ceea ce îi privește pe internauți, Vlăduța Lupău a afirmat că este convinsă că vor exista tot felul de păreri pro și contra. Artista le-a mai povestit că este un obiect vestimentar extrem de important pentru ea și că și-a dorit din tot sufletul să câștige această licitație. Am tricoul lui Nimar. L-am luat la licitație. Nu îmi vine să cred că acest tricou purtat de Nimar este la mine. Este unicat pentru că PSG a jucat o singură dată cu tricourile cu culorile curcubeului. Este al meu și o să merg miercuri la meci la PSG cu el, a spus Vlăduța Lupou pe Instagram. Vlăduța Lupă a subliniat faptul că este un fan adevărat al lui Nimar și că își înțelege și ea, la rândul ei, fanii. Interpretat de muzică populară a mai povestit că atunci când ești fanul adevărat al unei celebrități, îți dorești din tot sufletul să obții un lucru sau un obiect purtat sau semnat de acea persoană.